Prima ta mașină? Nu este, a cincea mașină. Ok, dar câți ani ai? 22. Ai fost cu ea în servis până acum? Da, când am avut o problemă cu ea pe autostradă, imediat după ce am cumpărat-o. Ce înseamnă imediat după ce ai cumpărat-o? A doua zi. Nu cred. Am ajuns acasă și a doua zi când am pornit-o, mi-a apărut check engine-ul. Și când a început, a început să scadă, într-o aceea făcea. Ok. A murit motorul și a zis gata. S-a dus motorul, s-a dus toată mașina, e pa. Salutare dragitori de mașini, bine ați venit pe Vroom Vroom Vlog. Astăzi avem un material cu totul și cu totul special. De ce vă spun asta? Pentru că și eu am fost surprins în momentul în care am văzut mașina. Vorbim despre un seria 4, dar cred că cel mai în măsură ai fi tu să ne povestești. Pentru început spunem cine ești, cum te numești și în ce mașină ne-am urcat. Ce să spun, salut, eu sunt Robert, mi-am urcat într-un BMW 435i din anul 2014. Cum te-ai gândit tu să cumperi mașina asta? De ce zic asta? Pentru că teoretic vorbind, chiar înainte să dăm drumul clipului, îmi povestesc că ai avut niște strângeri de inimă, pentru că totuși vorbim de un glonț de mașină, adică nu e una dintre cele mai zen mașini pe care le puteai alege. Păi, în primul rând, n-a fost neapărat că e glonț sau așa, a fost din punct de vedere financiar, impozit, consum, pe toate care trebuie să okay, dată da, mașina. Adevărat. Așa, cu rest, mașina, nu pot să spun că e un glonț dacă nu vrei să fie un glonț, poți să mergi foarte ușor cu ea și să nu consume foarte mult, dar totuși e și vârsta, adică te faci. Asta zic, în momentul în care ai pornit-o, direct mi s-a făcut pe ea de găină când ai venit acum aici cu ea. Mi s-a făcut pielea de găină și cu miroase după ea și e o mașină sportivă. Da. Spune-mi cum ai ajuns la ea. Păi din întâmplare. E prima ta mașină? Nu este, a cincea mașină. Ok, dar câți ani ai? 22. Păi și cum ai schimbat atâtea mașini? Păi prima mașină am ținut-o 3 luni. Am fost implicat într-un accident din vina mea, n-am fost atent, am făcut stânga și a intrat cineva în mine și a fost daună totală. Ok. Un Golf 7, după aceea mi-am luat din nou un Golf 7 coupe, cu motor 1.2 care consuma foarte mult, mânca ulei foarte problematică. Ok. Am ales să scap de ea și eu mai departe. Mi-am luat o Renault Megane 4, ultimul model. Mi-a luat-o fi cu lumini, cu nebunii, dar nu era cea mai bună mașină automată. Da, Megane? Și știu, adică nu e... Da, dar motorul era 1.5, nu puteai să faci nicio depășire cu el, adică o mașină... Îți lipsea putere. Da, îmi doream putere. Tatăl meu a vândut un Audi A4 B9, mi-am dorit și eu un Audi A4 B9. După BAC mi-au luat un Audi A4 B9, l-am ținut cam 2 ani. Bun. I-am făcut destul de mulți kilometri, am stat undeva la 250.000 de kilometri și am ales să mă despar de ea. Și... într-un final, după 6 luni de așteptat, a venit cineva și a fost de acord să o cumpere. Ne-am înțeles atât. Bun. Și după a urmas încă o mașină. Îmi căutam un BMW seria 3 în primul instanță. Ok. Mi se pare foarte bine punctat, pentru că sunt câteva elemente importante. Deci te-ai dus spre seria 4 când căutai în seria 3. Păi în primul rând eu căutam o mașină cu 4 ruși. Nu vreau neapărat un coupe. Ok. Vreau motor 2.0 și pe seria 4 erau cam toate. Sunt cu 3.000 diesel, 3.000 benzină. Pe românește îți doreai seria 3 cu 2 litri și ți-era tot seria 4 cu 3 litri. Da. Zim cum ai ajuns la asta. Păi, doream o mașină cu motor de 3 litri, ok, dar, cum ți-am spus, din punct de vedere financiar, nu știam dacă îmi permit să am grijă de o mașină ca asta. Sau a fost o pură întâmplare, căutând mașini și trimitându-i cu tata, mă sfătuiam, uite, asta 2 litri diesel și așa eu tot dorindu-mi benzină, a apărut mașina asta a unui prieten de-al lui, o cunoștință, mi-a trimis un videoclip cu ea cum face, cum se aude și așa, și mi-a zis dacă vreau să mergem să o vedem. Am zis, normal, de ce n-ai, clar. Am ajuns, am văzut-o, m-am dat o tură cu ea, mi s-a părut gata, o vreau. A zis tata, ok, am așteptat 3-4 zile până am apucat să facem actele, a fost luată undeva prin ianuarie, okay. Sărbătorile. A, acum, la început al lui? Mamă, vede tare! Și a prins cu sărbătorile, a durat ceva până să iau, stăteam mai cu gândul la mașină până am ajuns să și am cumpărat-o și cam asta a fost. Băieți, o scurtă pauză, dacă îți dorești să apar în review proprietar, în materialele următoare și ai o mașină interesantă, nu ezita să-mi scrii pe pagina noastră de Instagram vreun vlog sau pe mail, în așa fel încât să le vedem și să facem materiale împreună. Cam asta a fost, adică a fost o pură întâmplare. Adică s-a așezat astrele 10 în training. Am găsit o mașină întreținută, știam despre ea și asta, dar mai bine să-ți una întreținută, să știu despre ea, chiar dacă e 3.000, deci să luăm un 2.0 și să fie cu probleme, kilometri dați înapoi, nu sunt foarte multe kilometri dați înapoi. Mă, mi se pare un aspect foarte important. Cum ți-ai verificat mașina? Păi prima dată am verificat-o pe car vertical. Ok. Au apărut niște daune destul de mari, putem să spun așa. Și asta m-a dat un pic înapoi. Hai să avem la ce să plecăm. Dă-mi o serie de șase. Știi de ce mi se pare foarte important asta? Pentru că am găsit mai multe mașini care aveau un istoric teoretic pătat, doar fiind luate pe leasing și având full casco, toate elementele astea mărunte, gen bă, s-a crăpat ceva, le-au schimbat pe casco și toate ți apare. Asta a fost cazul și mașinii.
iPhone-ul ăsta, okay, apare o daună, au fost schimbate cauciucurile pe casco. Și apare daună, da, s-au spart cauciucurile și a fost schimbat. A fost bara foarte puțin zgâriată, a fost schimbat, a avut el o problemă cu far, bară, aripă, a mai trecut nu știu ce, cum se face. Da, mie mi se pare pe de o parte normal în momentul în care plătești foarte mult bani pe asigurare, adică de ce să nu profiți de ea? Da, adică tot ce a avut cauciucuri, orice a fost daună, pe eu am poză cu tot în telefon. Ok, și tu ce ai făcut? După ce ai găsit mașina, ți-ai băgat-o pe car vertical, ne uităm acum la ce poveste are în spate și ai primit toate informațiile de la fostul proprietar, da, la fiecare daună. Da, poză, dată, tot. Mie mi se pare foarte tare asta și trebuie să aveți în vedere lucrul ăsta, pentru că există posibilitatea ca fiecare daună să nu fie ceva spectaculos, adică să nu aibă o daună în structura mașinii sau ceva, să fie doar vizual și fostul proprietar poate să-ți dea informații clare referitoare la asta. Deci ea a fost direct în România înmatriculată. Da. A, deci primul proprietar a fost fostul proprietar. A fost al doilea, tot de la un prieten al tău și okay, a avut un prieten. Și cine a băgat atâția bani ea? Ultimul proprietar la care am cumpărat eu. Pentru că mi se par foarte mulți bani. Ai idee cam câți bani a costat să o aduci la nivelul ăsta? Nu știu, aș putea să fac un calcul. A fost undeva la 2000 de euro în momentul la voran. Doar volanul, vor. Mamă. Ok, verificat. 186.000. Așa ce am cumpărat eu. 5.000 de lei, 15.000 de lei. Exact dauna de care zice. Asta era software înregistrată. Doar și pe asta a făcut poză. Ți-a au fost puse mai multe. A fost un pic atinsă și a trecut tot ce a fost. Ba, asta mi se pare tare. Uite că, de exemplu, dacă aș fi văzut asta între 40 și 60.000 de lei, m-aș fi speriat un pic, știi? Da, asta m-a speriat și pe mine. Dar mi-a zis, aveam, cred că am și devizul de la casco. Farul a fost 1.000 și ceva de euro, doar farul. Da, important, dacă vrei să-ți faci un raport car vertical, nu uita că ai link în descriere cu 20% reducere și codul VROM îți va aduce aceeași reducere, în așa fel încât să nu te trezești cu diferite probleme când vrei să-ți achiziționezi mașina sau, de ce nu, deja o ai și vrei să-i faci un istoric. Da, vezi, asta mi se pare o chestie foarte tare. În momentul în care înregistrezi daune de genul ăsta și ai, bă, uite frate, asta s-a întâmplat, nu te agita, totul e în regulă, mi se pare foarte ok. O să bară o da, ca să poți să stai liniștit, să ai tu niște subiecte, să văd niște poze. Cu ea n-aș fi luat mașina. Dacă strângi inima. Gândeam că, doamne, a intrat pe ea într-un copac, a făcut o praf. Da, nu știi ce înțeleg. Eu sunt mare de bani, chiar dacă a fost dauna făcută acum mult timp când piesele erau la o anumită valoare pe ea și făcută la reprezentanță. Hai să povestim un pic despre bani, că ai zis că primul lucru ce trebuie să-l ai în vedere când te orientezi spre o mașină de genul ăsta ar fi partea financiară. Da. Și unul ar fi cam în ce preț găsesc una de genul ăsta. Păi din ce am văzut acum ultima perioadă, nu vreau să mint sau să spun, m-am uitat pe OLX, mai erau 2 sau 3, undeva în jurul de 24-26.000 de euro. Ok, ea din ce an este? Din 2014. Ieri am făcut un clip cu un A5, doar că nu avea nicio legătură din punct de vedere a motorizării, cred că era un 2 litri simplu, din aceeași perioadă. Clar nu prea ai drept să le compari. De ce îți spun asta? Te-ai gândit vreodată să faci o comparație între cele trei mărci concurente, Mercedes, BMW sau Audi? Păi am făcut o comparație, am avut Audi. Îmi plăcea maxim Audi, mi se pare o mașină luxoasă, se conduce foarte ușor, direcția n-ai nicio treabă cu BMW. Și Mercedes-ul a mers cu unul, mi se pare un pic mai futuros motor, okay, mai merge foarte mult pe lux. Bun, motorul tău și vreau ceva sport. Perfect. Având în vedere faptul că ai experiența asta cu mașinile de care îmi povesteai, mi-ar plăcea un pic să focusez în zona BMW versus Audi, pentru că înainte de asta ai avut Audi. Care erau avantajele la Audi? Ce îți plăcea mai tare la Audi? Ce îți place mai tare la BMW? E o comparație puțin ciudată, fiind 2.0 diesel cu 3.000 benzină. Ok, eliminând partea de motorizare. La Audi îmi plăcea mult mai mult cu direcție, era foarte ușoară, mergeai liniștit, suspensia mult mai moale, mai... Da, totuși, dacă vrei o mașină sportivă, trebuie să te aștepți la asta. Tehnologia era mai nouă, fiind și mașina mai nouă, era 2017 Audi-ul. Cât costa mașina? Undeva la 16.000. Deci, teoretic vorbind, cam aceeași valoare. Probabil dacă cauți un Audi A4, am văzut că sunt și la 30.000 de euro acum. Ok. Depinde de ce cauți la el. Da, cam aceeași valoare, relativ, putem spune. Bun, zi-mi trei lucruri mai bune la Audi decât la... Confort BMW. Ok, da, mai confortabil. Da. Tehnologia mai actuală. Ok, asta mi se pare tare asta, că... Da? Audi, în general, din punct de vedere, nu sunt neapărat foarte tare pe zona de entertainment, pe zona asta de multimedia. Câștigat, mi-mi plăcea interiorul și okay, plăcea. Și încă unul. Păi îmi plăcea foarte mult la el interiorul. Mi se părea mai simplist, era interiorul la simplu, cu doar clima okay, și tableta și îmi plăcea simplitatea. Mi se pare un pic învechi cu toare, cu CD-uri, okay, la vedere. Bun, trei aspecte pozitive pentru BMW. Păi, în primul rând, senzația pe care o ai în spatele volanului, care e una sport, garda la sol joasă care te face să te simți stăpân pe tine și pe mașină. Și ce pot să spun, mie plac foarte mult farurile. Ce tare! Farurile chiar au câștigat. Cred că e unul dintre cele mai deștepte prin 2014, adaptiv.
Ok. După direcție și ține faza lungă, decupează cât poate, mai măsură. Ah, ok, deci generația aia cu formele, da. Mi se pare foarte tare sistemul și clar în perioada respectivă au restartat un pic standardele. Este peste ce aveam eu la Audi, nu aveam Matrix, aveam farul LED din mijloc, doar LED, dar asta m-a câștigat, se văd foarte bine noaptea, cel puțin te ajută mult. Al doilea lucru, consum. Ce înseamnă consum la mașina asta? Păi, ia spune undeva la 16. 16. Eu consider că pot să scot și mai puțin și mai mult, depinde cum mergi cu ea. Asta e un mix, eu merg cu ea destul de liniștit seara, dar când ai dat talpă, a sărit consumul, nu mai trebuie. Okay. 30-40. Cam câți bani bagi în combustibil? Nu am făcut niciodată calculul, nu am văzut. Nu-ți place să n-au să ștengă? Știu, am făcut în calculul la Audi și era undeva la 800 de lei, la asta am băgat full-ul, este undeva la 320 de lei. A, e mic rezervă. Da, cam 54 de lei. Ok. Deci un pic. Undeva la 12-15 milioane pe lună, depinde și cât de mult mergi că n-am. Dar cum îți ții reperul? Tu îți faci de la full la full? Da. Ok. Nu o las să cadă. Uh-huh. După jumătate, nu o să-i fac full. Cât costă impozitul la 3 litri? Cred că este undeva la 2400 de lei, dacă mi-aduc aminte când am plătit chiar. Ai fost cu ea în serviciu până acum? Da, când am avut o problemă cu ea pe autostradă, imediat după ce am cumpărat-o, am fost cu ea la... Ce înseamnă imediat după ce ai cumpărat-o? La 2 ani. Nu cred. Am cumpărat-o, am plecat cu ea pe autostradă. Nu cred. A fost la țară și îi mai dădeam o repriză să văd cum accelerează și undeva la, nu știu, să zic, 150, mi-a explodat ceașpa, era turată. M-am oprit, atunci pe lume nu mi-a dat seama ce ar putea să fie rău. Nu mi s-a făcut rău pentru că nu mi-a dat seama imediat ce s-a întâmplat. Ai panicat, ai inimunită, mașina nouă, a doua zi, ce ai, mamă, ce ți-a plinit, nu mi-a dat eroare, s-a auzit un box ciudat de la motor. Și asta e sud din spate și a zis, bă, mi s-a părut mie, am ajuns acasă, am parcat mașina. A, ai văzut cu mașina, fel lucruri, bă, nu a fost probleme, mai stăteați seama, cum ok, nu era prins, nu se de tot. Am ajuns acasă și a doua zi când am pornit, mi-a apărut check engine-ul, a rămas. Și când a început a început să scadă, în proație făcea ok. Am murit motorul și azi gata, s-a dus motorul, s-a dus toată mașina, e pa. Am aprins-o, nu se vedea, eu nu mi-am dat seama exact că este rit, pentru că stătea un pic, adică agățat, da, se vedea. Și m-am tot uitat și mi-am dat seama, era spartă prindrea unde vine el rotundul ăla, era ruptă jumate. Și am zis, mă, ce mă fac cu ea, sună, caută, piesa nu se găsește pe Ikeri, cel puțin în dezmembrări nu o găsesc, doar din Germania pe comandă, un preț foarte mare pentru el, a fost undeva la 1500 de lei, un singur plastic, plus maroperă, plus rampa, s-o duc până la service, nu mai puteai să mergi cu ea, doar să te chinui, să smurea motorul, era complet. Și ce a zis fostul proprietar? A mea știut și mi-a și la service, că nu știu, nu poți să știi când bubuie un plastic care nu poate să susțină puterea mașinii și undeva, la un moment dat, tot o să explodeze, nu știi când nu ai, o să știi. Bă, interesantă experiența aia cu ea. Adică îmi aduc aminte cel puțin, sau nu neapărat ultima achiziție, de fiecare dată când cumperi mașina te gândești, bă, de ce odată o să nu fi dat vreo țeapă, să fi știut de ea, să fi... Indiferent cât de apropiată ție, tot ai așa o strângere de inimă. Da, aveam o strângere când am văzut că a lăsat atâtea chestii pe mașina, de când mă gândesc că volanul putea și să scoată, să pună volan. Exact. Normal de emi și să o dea. Ok, da, nu știu, bă, ai fost și asta. Și a spus, sau vreau să stea ochii, mi-a bubuit asta acum. Sau... Exact, mă, și da. Vezi, despre asta e vorba, asta. Te gândești la diferite scenarii. Da, la asta m-am gândit prima dată, am vorbit cu el, mi-a spus că nu știa nimic, a fost pur întâmplare și mă gândesc că chiar nu știa pentru că s-a auzit explozia când chiar mie mi-a explodat. Am vorbit cu el, m-a ajutat să caut și el piesa. Ok. Găsesc că tu mai repede. Era din după perioada cu creatorile. Da. Și nu mi-a aducea nimeni din Germania, doar după Rebellion. Am găsit-o într-o finală cineva, un băiat la fel pasionat de mașini, avea un 335i și a luat de la el, avea o piesă nouă și a făcut toată partea asta de savey pe la motor din inox. Ok. Le-a schimbat și eu avea. M-am dus, a luat de la el și mi-a reușit să o fac undeva cam 4 zile a durat. S-ai analizat mașina să-ți dai seama cam ce diferență e față de una stock? Adică, ce are ea în plus față de una normală? Zi-mi așa, din față spre spate. Păi în primul rând în față are grila pusă de M. Am văzut și carbon. Cred că ar fi carbon, nu am luat așa. Volanul, ok, în partea asta. Oglinzile cu IP. Ok. Așa are DPF și EGR off. Ok. Evacuare să-și aude așa de tare. Evacuarea este stock, a venit cu tot. Pe pachete M, frâne M, tot M. Adică ne fac pe pachete M, nu s-a pus aripioare și astea. Ok. Pe lângă. Și în spate a făcut el și a pus niște tipsuri acela poviși care pe mine personal nu... Păi de ce nu le dai jos dacă nu-ți plac? Păi trebuie să caut altele. Ok. Sunt puse și fac un sunet destul de ciudat. E pe fier pe fier. Nu frrrr. Da. Ok. Și mă deranjează. Crezi că o să le schimb în viitor să găsești ceva. Să-ți placă tine. Da. Din punct de vedere a interiorului, văd că sunt foarte multe elemente. Asta e colantatoare? Cred că da, nu știu, mie nu-mi place, nu știu nicio formă, ăsta vreau să-i pun... Mă, sunt multe chestii mișto pe care le găsești pe mașină și ție nu-ți plac. De ce te-ai dus spre ea dacă nu-ți plac? Păi m-am gândit că niște plastice. Ok. Niște plastice și poți să le schimbi, eu am văzut foarte multe mașini din America. De ce nu-ți plac? Arată într-un mare fel și e foarte bine făcute, adică... Pentru că mă gândesc că a fost să schimb asta, vreau să-i vin cu asta, ia l-o black.
Ok. Și aici pe Adoble, cum era. Ah, ok, mai classy. Cum a fost probabil de fabrică. Și m-am gândit că vreau să-i cumpăr, dacă ai văzut, nu știu dacă ți-am mai apuit America. Okay. Sunt cu volan, o să fie cu o culoare, să spun, nu știu, verde fosforescent. Și vine și asta aici, verde fosforescent, cu totul pe aici. Ah, ok, să-ți faci trimurile într-o singură noapte. Da, nu, Alcantara. Alcantara e foarte greu de întrețin și la volan s-a făcut, dacă o vezi, am lucrat aici. Știi povestea volanului? Adică, ok, ca și cost e undeva la 2000, ai zis? Da, acum am văzut că sunt mai ieftin, sunt undeva de 500. 1500 de euro. Și ce știe să facă? Păi, îți arată temperatura când o pornești. Ok. Vezi ulei, unghiul corbei și mai are diferite funcții, dar nu prea. Te folosești de el sau doar îți place cum arată? Nu, folosesc de el când pornesc mașina și mai îl folosesc noaptea pentru pops. Eu merg cu ea destul de liniștit seara. Îmi arată o funcție de tura țin două și seama cum o să fac. Ok, ce tare. În rest, mă gândesc chiar pentru circuit, adică nu vă gândesc că să-mi pun eu prin București, Taibot. Dar arată bine. Povestește-mi până la momentul actual. Dacă cineva s-ar gândi să-și achiziționeze o mașină de genul ăsta, la ce să se aștepte? Ce experiență ai avut pe lângă problema mecanică pe care ai avut-o cu mașina? Adică ce reacție ai din partea oamenilor? Cum s-a schimbat oarecum lumea ta, cu ghilimele de rigoare, în comparație cu Audi? Nu știu dacă înțelegi ce vreau să zic. Păi lumea se uită mult mai mult după mașina asta și sună. Acolo vreau să zic. Da. Singurul lucru care te dă înapoi probabil e culoarea, că mai spui și tu din poze, nu pare o mașină wow, ce seria 4. Da, totuși slipper mișto, adică nu ți inspiră, dar e fain când îl descoperi că e ce trebuie așa. Da, asta pe de-o parte mulți îmi spun, bă, nu-mi iau ochii culoarea. Sunetul e fenomenal, mașina e o mașină frumoasă, dar nu culoarea asta negru simplu, nu te duce cu gândul la o mașină puternică. Adevărat. Bă, nu e o mașină ca oricare alta pe stradă, dacă vezi un 3000 diesel făcut, arată ca asta. Adevărat. Adică nu poți să știi 3000 diesel. Doar dacă vii și te uiți la asta, o sunet. Sau pui gaz pe ea și îți faci pe ea de gainer. În rest, ce uită lumea pe stradă, te-a spus. Mulți sunt și adepții, bă, la 25.000 m-am șeptar. Da, ia povestește un pic despre asta cu reacția de mulți. Păi un prieten de-a meu foarte apropiat, era un BMW seria 3, mi-a spus, bă, cum să ții seria 4 la 25.000, că degeaba ai benzină, lumea nu se uită la benzină, se uită că e seria 4, cu banii ăștia ți-ai un șeptar mai nou. Tu îți cumperi mașina pentru reacția? Eu nu mi-am cumpăr, oricum așa o luam, era strict ce mi-a spus el din punctul de vedere. Păi da, fii atent, teoretic vorbind, mașina asta e exact împotriva ideii de a-ți cumpăra o mașină pentru reacția oamenilor. Da, păi nu mi-a cumpărat-o pentru reacția, îmi doream. Asta spune foarte multe despre tine. Vreau foarte mult mașina, o mașină cu motor 3000 benzină. Era un vis de-al meu, dar ți-a spus, eu mă întindeam pe un S4, modelul 2000, după 2016. Îmi căutam tot în direcția aia și avea un cost mult mai mare ca asta. Și nu-ți oferă aceea senzație, am mers cu eu să conduc unul. Și nu era o senzație, wow, câtă putere mi oferă cum pasă, te bagă imediat în scaun. În asta intrai 4x4 sau da, e ok, bun. Ai făcut vreodată 0-100? O singură dată am încercat să fac. Are undeva la 5.4. 5.4. Ei scriu 5.1 poate. Și câți cai are? Cred dacă am plâng data asta. Cred că are undeva la 306 cai, nu are soft, nu are nimic stop. Ok. 306 cai. Cu evacuări, cu una alta? Evacuări probabil are undeva la 310, nu are filtru. Ok. Te modifică. Și mai vrei să-i faci ceva? Mă tot gândeam spre un soft. Dar am avut destul de multă experiență, mulți prieteni mi-au spus că se poate strica și vrei să provedeze, e mașină daily. Adevărat. Mi-ar plăcea să-mi spui dacă te-a surprins din punct de vedere a puterii, unde vreau să bat. Eu nu consider o mașină bună pentru începător, clar nu e o mașină, te taxează imediat. Te-a surprins vreodată? Da, și în prima m-a surprins când am cumpărat-o, nu m-aș putea să fie atât de brutală, adică dacă mergi cu ea, îți dă o senzație mult mai mare de 306 care pleacă un pic, mai ales dacă ești cu ea în curbă și vrei tu să zic să faci undeva un viraj la dreapta și vrei tu să pleci tare cu ea, fuge, mai ales pe U sau pe asta. Supravirează? În curbe nu, dacă îmi trebuie, ok. N-am mers cu ea nici și nu i-am atins pe nivelul maxim, dar da, fuge, adică dacă îi dai, okay. Deci chiar nu e o mașină pentru începători. Da, că ești cumpătat și... Da, mă, dar asta cu cumpătatul, în momentul în care ai genul ăsta de mașină și o auzi așa frumos sub tine, te mănâncă, da, mănâncă, se... da, cere. Da, nu e neapărat o mașină de începător, mai ales din și costurile pe care le are mașina. Ok, hai să facem o chestie. Spune-mi, care ar fi avatarul perfect acestei mașini după experiența pe care o ai tu până acum? Nu pot, nu știu dacă aș putea să-i fac un avatar, e o mașină. Mie mi se pare că ți se potrivește foarte bine. Și de ce zic asta? Nu aș vedea un om în vârstă la volan. Clar. Nu aș vedea un începător, adică trebuie să fie undeva acolo, între... Eu cred că undeva la
20, 24, 25 de ani, adică nici cu copii nu cred că chiar... Asta zic, că nu mai. Chiar referitor la spațiu, cum te înțelegi cu spațiu? Eu mă înțeleg foarte bine, nu merg, nu iau mai mult de o persoană în mașină foarte rar. Când este nevoie, port bagajul încăpător, adică ca la orice mașină, când eu port bagaj și mic sau mare. Mare asta e ok, nu poți să iei pe nimeni în spate dacă e mai înalt de 1,80 m. Da, nu prea e fără picioane. Da, mai ales dacă stai cu scaunul în spate, s-a terminat. Și are și doar 4 locuri, adică... Aici are plastic, la încă să mai pui. Mai vrei să mai faci ceva? Vreau să plantez în colant să văd unde să găsesc în România. Ce culoare? Nu e o culoare, e un fel de, ca și cum ai fi desenată. Ok. E un colant interesant. Aș vrea să-i cumpăr atingente pentru colant. Astea sunt o culoare. Ok. Gri, fumuriu. Și nu cred că prinde colantul, vreau să iau unele negre sau argintii. Cele mai vreau să-i fac ar fi să o las un pic mai jos, cu suspensi spăr. Ok, să dai un pic mai pe gurte, da. Vreau să-i pun, să o pun pe perne. Da, numai să sacrifici foarte mult de sportivitate. Da, da. Și m-am răzgândit, am dat. Da, apoi? Vreau să-i pun o lipă pe față, mai. Da, are șase adaptiv. Ai idee când trece sport devine mai rigide? Da. Păi poți să pui, sunt sigur că sunt arcuri adaptate pentru model. Pe și are arcuri, se lasă un pic. Nu, arcuri de înălțime, pur și simplu o lași mai jos și ele tot se adaptează la șaseu adaptiv. Am văzut la un moment dat, acum am făcut un material despre cum să scobor mașina și documentându-mă am văzut că există o variantă la mașină cu șaseu adaptiv și cu suspensie adaptivă. Sunt niște arcuri dezvoltate pentru suspensia pe care o ai tu, pur și simplu îți lasă un pic mașina mai jos. Și lucrează la fel. Adică nu poți să-i pui orice arc pe un amortizor adaptiv. Clar. Asta aș mai vrea și în mare parte să-i schimb tipsurile pe spate. Și aș vrea să-i pun la TV pentru a fac consunetul rapid. Mm-hmm. Și difuzorul. Eu vreau să-i pun negru lucios. În rest, niște modifier la interior, cum ți-am spus, astea să-i descoță din o culoare cu piano black cu verde. Volanul să-l schimb în piele. Da, să-l păstrezi doar să-l reîmbraci. Da, să fie reîmbracat. Și în mare parte aș vrea să-i fac CarPlay-ul. Oare. Și aș vrea să-i schimb ceasurile într-o mică mare. Alea cu display. Da. Complet. Da. Foarte tare, mie mi se pare o mașină interesantă, cu toate că e ciudățică cum e așezat acolo, pentru că da, îți oferă sportivitate, ai nevoie de un buget puțin mai mare să poți să o întreții. E o mașină foarte interesantă, ca un level 2, după ce ți-ai cumpărat prima mașină, ți-ai făcut primii kilometri și ok, dacă ești cu, cum ai zis tu, dacă ești cumpătat, poți să te gândești la genul ăsta de mașină. Mai ales mulțumim extraordinar de tare pentru timpul acordat și că ți-ai făcut timp să vii, să o vedem și să ne bucurăm de informațiile pe care ni le-ai oferit. Dacă ar fi să schimb, cu ce ai schimba-o? Momentan nu am schimba-o cu nimic, nu am găsit. No limit. Adică fără să te gândești la un buget. Mie îmi place, eu am o mare pasiune pentru Audi. Ok, E8. Da. Ok, deci asta e direcția. Îți mulțumim încă o dată. Eu am fost Mihai Beldie, tu ai urmărit vreun vlog și până la următorul material, nu uitați. Iubiți-vă mult! Mașinile! Pa, pa!